După ce în urmă cu câteva luni guvernul anunța că are în plan să crească vârsta de pensionare a doamnelor, ideea s-a și concretizat. Ministerul Muncii a decis să egalizeze vârsta de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților începând cu anul 2015. Măsura va fi aplicată pe etape. Vârsta de pensionare a femeilor va crește de la 59 la 60 de ani până în 2015. Apoi, până în 2030, va atinge 63 de ani, urmând ca 5 ani mai târziu să ajungă la egalitate cu cea a bărbaților, adică la 65 de ani. Legea va fi aplicată femeilor născute după 1971. Doamnele nu sunt de acord cu măsura Ministerului Muncii, amintind și celelalte obligații pe care le are femeia. Foarte rău, pentru că femeile nu mai pot să mai muncească până la etatea aia. Eu cred că nu este un lucru prea grozav, fiindcă, după cum știm, condițiile de viață generale, nu numai ale femeilor, sunt grele. Grele. Eu cred că până la urmă nu se adeverește acest lucru. Nici bărbaților nu li se pare justă măsura care le-ar obliga la mai multă muncă pe femei pentru a se bucura de pensie. Aceștia cred că vârsta e prea înaintată pentru partenerele lor care au muncit toată viața și acasă, nu doar la serviciu. Cresc copii, fac mâncare, spală și se prelungești vârsta de pensionare, nu mai are forță să mai lucrezi. Să rămână așa cum e, că și așa e destul de mare înainte. Cu această măsură, guvernul vrea să reducă presiunea de pe fondul de pensii, care în prezent face față cu greu numărului mare de pensionari, cu 50% mai mulți decât cei care contribuie lunar din salariu.